Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Divinății, la Funedoara 1 TV. O zi de vineri, dragii mei, se apropie weekendul, se apropie zilele libere. Ce facem în weekend, unde mergem, nu știu, ce faceți? Mergeți la plajă, că la temperaturile de afară, că e din ce în ce mai cald, ne pregătim de plajă, dragii mei. Poate pe când începe sezonul de baie, vom fi bronzați. Nu se știe niciodată. Vedeți, mereu spun asta. Suntem ca vremea și vremea e ca oamenii. Adică oamenii sunt din ce în ce mai schimbători. Așa, astăzi își doresc soare, mâine își doresc ploaie. La fiecare cu activitatea lui. Dacă lucrează în grădină, zice, Doamne, nu da ploaie până nu gat de sădit, de plantat, de ce fiecare, ce face pe acolo, pe acasă. Cei care deja au plantat, zice, Doamne, dă un pic de ploaie să nu mă apuc, să nu trească să aud în seara asta. Știu asta de la părinții mei, pentru că și ei fac la fel. N-am mai grădinărit de foarte mulți ani de zile. Dar mi-aduc aminte. Și când spun mi-aduc aminte, mi-aduc aminte mereu de unde am plecat și știu exact unde vreau să ajung. Aici, la Dale Dimineții, în fiecare dimineață, la Hunedoara 1 TV, pentru că îmi sunteți dragi, dragii mei, și pentru că vreau să împărtășim împreună tot felul de lucruri frumoase. Așa cum știm, pentru că ne apropiem de acea zi de 9 iunie, mai e foarte puțin, deja nu mai avem două luni, mai știți, am discutat, parcă ieri dimineață, alaltă ieri dimineață, că pe 11 știm deja cine va fi cu siguranță pe fotoliu de primar în fiecare primărie în parte. Așa vom ști și la Călan, dragii mei, cine va fi primar pe 10 iunie, pe 11 probabil o să fie cu siguranță, știți, nu se mai poate întâmpla cum ne tot povestim astăzi, ești președinte, mâine nu mai ești, seara ești, dimineața nu mai ești. Ca și spirit de glumă încerc să-l fac pe invitatul meu să iese din stres așa și să se relaxeze și să zâmbească. Bună dimineața! Bună dimineața și bun găsit tuturor celor care ne privesc! Alături de mine, dragii mei, Flavius Matoi, de la Călan, candidat aur la funcția de primar. Am spus bine? Foarte bine. Unde nu spun bine, vă rog să mă corectați. Deocamdată în regulă, nu-i cazul de corecții, deci chiar lucrurile merg foarte bine, da. Sunt de acord cu dumneavoastră. Până aici suntem în regulă. Mergem mai departe? Da. Trecem în etapa următoare, dragii mei. Da, vrem să-i cunoaștem pe oamenii care s-au hotărât să iese în linia întâi. Și așa cum ați observat în emisiunile mele, încerc să-i aduc alături de mine pe acești oameni, să-i cunoaștem, să vedem ce au făcut, pe unde s-au născut, care le sunt pasiunile, ce au muncit până acum, ce-i reprezintă și, în primul rând, de ce își doresc să treacă în linia întâi. Pentru că marea majoritate dintre ei, așa cum am descoperit până acum, nu sunt chiar novice în viața politică, doar că n-au fost ei chiar acolo în față. Ceva, un impuls, o vorbă, un om, după caz, i-a împins în față. Astăzi vrem să aflăm unde s-a născut, dacă e părinte, dacă e căsătorit, ce pasiune are, care a fost prima învățătoare sau dirigintă, pe care o iubește sau nu o iubește, care a fost primul profesor care l-a certat. Dar despre toate acestea ne va povesti candidatul nostru la funcția de primar, la primăria Călan. Începem cu începutul, știți că așa se începe întotdeauna. E singura certitudine pe care o avem în viața asta că ne-am născut și a doua e că vom închide ochii. Restul e așa, o poveste aleatorie de viață. Că nu știm niciodată. Ați știut, să zicem, anul trecut pe vremea asta, dacă ne-am fi întâlnit, ați fi știut că astăzi veți candida pentru funcția de primar? Cu siguranță că
aveam în minte treaba asta de ceva vreme, însă nu aș fi știut cum vor evolua lucrurile și că voi ajunge să candidez din partea AUR și că voi avea toată susținerea în acest sens. Însă, la un moment dat, în viața mea, a apărut ideea asta, nu întâmplător, ci în urma întâlnirilor cu oamenii, cu foștii mei profesori, cu foștii mei colegi, având în vedere că fac parte din viața asta politică locală a orașului Călan de cel puțin 8 ani, a existat întrebarea, băi, Flavius, dar pe când te gândești să și candidezi? Și atunci, oarecum ei mi-au iscat în minte ideea de a candida și la momentul de față am zis că de ce nu? Hai să încerc, e o experiență și consider că chiar e și momentul să, chiar era momentul să candidez. Nu e un secret, eu fac și teren, așa cum bine știți, dragii mei, sunt și reporter de teren. Și l-am cunoscut pe invitatul meu acolo acasă, la el, la Călan. Pentru că ne-am dus alături de candidatul, de domnul Marius Mane, candidatul la funcția de președinte a Consiliului Județean Hunedoara. Ne-am dus la Călan să vedem ce au oamenii de spus acolo. Și acolo l-am întâlnit pe domnul Mateoi. Așa, parcă de la locul lui, de acolo, de la Călan, pentru că prima mea întrebare a fost, dar sunteți din Călan deloc? Și da. Mi s-a răspuns, da? Adică cum? Haideți să împărtășim și cu telespectatorii. V-ați născut în Călan, asta deja eu știu, le povestim și celor care ne urmăresc. Sunteți născut în Călan? Da, să fiu sincer, mă așteptam ca să mă luați și emisiunea să înceapă pe o variantă clasică, cine e omul Flavius Mateoi. Dar mă bucur că n-am făcut-o chiar așa. Și ce pot să vă spun legat de locul meu de naștere? Eu sunt un copil al Călanului, m-am născut în Călan, am crescut acolo, m-am educat în Călan și acolo îmi trăiesc viața de zi cu zi împreună cu familia, cu oamenii din jurul meu și îmi face mare plăcere să pot, prin candidatura mea, să-mi aduc aportul la binele orașului în perioada ce va urma. Eu mi-aduc aminte Călanul, cei care mă cunosc și îmi sunt prieteni, știu că ani de zile am mers destul de des în Călan. Eu mereu am fost impresionată acolo la Călan de hărnicia oamenilor. Au fost vremuri victorioase pentru Călan, când foarte mulți oameni din județul Hunedoara se îndreptau spre Călan, spre a munci acolo, că erau salariile foarte bune, știm cu toții. Pe urmă a urmat o perioadă destul de grea, când industria s-a, așa ca peste tot în țară, s-a întâmplat ceva cu ea, nu știm ce, nu vrem să ne aducem aminte de vremuri triste, dar eu mi-aduc aminte mereu, cu drag de Călan, acolo sunt oameni harnici, oameni faini și săritori. N-o să uit niciodată relația mea cu oamenii din Călan și le mulțumesc întotdeauna când îi întâlnesc, pentru că eram și eu foarte tânără și au fost așa un sprijin pentru mine, mulți dintre ei. Și așa că cumva mă leagă și o parte frumoasă și sufletește de acest orășel Călan. Care e cea mai frumoasă amintire a dumneavoastră din Călan? Da, păi amintirile ar fi foarte multe. Cred că cele mai frumoase ar fi cele din perioada sărbătorilor. Eu sunt, locuiesc în Străi Săcel, un sat aparținător orașului Călan, unde încă se respectă tradițiile, unde oamenii încă merg în pizărăi, spunem noi,
cu colinda. Păi obiceiul ăla din dimineața de Crăciun, din dimineața când ajunului. Se duc copii, exact. E foarte frumos, se ține și la orășterea de jos, se numește cu pizărăi. La voi? Da, la noi îi spune pizărăi. Ce fain! E una dintre cele mai frumoase obiceiuri pentru cei mici, e dimineața de ajun, când îngheață năsucul somnoroși și se duc să primească dulciuri. E un obicei foarte frumos, atât pentru copiii satelor aparținătoare de Călan, dar și pentru adulți, fiindcă și adulții au ocazia prin acest eveniment să socializeze, să se bucure de sărbători, să fie împreună și chiar o plăcere ca de sărbători toate familiile să se unească și comunitățile și să fie unii alături de alții. Legat de discuția cu evoluția mea la Călan și anume partea de partea de educație, am făcut școala primară la Călan și mi-aduc aminte cu drag de acea perioadă. După care, după școala primară, am mers spre Hunedoara, unde am făcut liceul la Colegiul Național Traian Lalescu și apoi am ajuns să îmi doresc să merg pe domeniul afacerilor și am ales facultatea din Cluj la Babeș-Bolyai, unde, ca să vă fac o mică istorioară și să-și facă și oamenii oarecare părere despre mine și seriozitatea mea în decursul anilor, mi-aduc aminte cu drag de faptul că la momentul la care am intrat la facultate, am intrat, nu știu, erau 500 de locuri la buget, am intrat al 495-lea cu puține emoții, adică am avut ceva emoții. Și la momentul finalizării studiilor am finalizat în primii 10 studenți ai facultății. Wow. Nu vreau să neapărat să mă laud, dar e o realitate și lucrurile exact așa s-au întâmplat. Câtă muncă a fost acolo? Ce să zic, a fost o muncă destul de susținută, dar nu am simțit-o ca pe o corvoadă. Adică mi-a fost o plăcere, am simțit că mai ales prin faptul că părinții mei m-au sprijinit să ajung să fac studiile astea la Cluj, nefiindu-le ușor, adică provin dintr-o familie simplă, tata subinginer la combinat, la fostul combinat, mama electrician la CETU 3, Mateo Ioan și Mateo Viorelia. Chiar am zis că dacă părinții mei au investit în mine și timp și efort și resurse, să reușesc să le întorc. Deci, în primul rând, am făcut-o pentru ei oarecum, dar automat s-a resimțit și asupra mea partea asta cu studiile, plus că după studii am început foarte repede, chiar din timpul facultății, din ultimul an, m-aș angajat. A fost important pentru dumneavoastră să vă faceți părinții mândri? Da, a fost foarte important și automat m-am simțit și eu mândru de mine și de ce am reușit să fac și de faptul că nu i-am dezamăgit. Exact asta îmi doresc să fac și la momentul la care o să ajung primar orașului Călan, să nu-i dezamăgesc pe oamenii din jurul meu. Să-i implic pe oameni în problemele societății, să nu voi fi o persoană care să ia decizii de unul singur, adică părerea mea e că lucrurile astea ar trebui să se schimbe și în societate, dar pe mine mă privește strict partea de Călan, ca tot ceea ce se întâmplă să se întâmple transparent, să se întâmple cu implicarea oamenilor, să nu facem nimic fără ca oamenii să știe despre ce e vorba și ideile, în primul rând, să vină din rândul cetățeanului. Ajungem și la partea aia. E prima emisiune la care participați? Da, e prima emisiune, da. Dragii mei, asta înseamnă să vrei să faci lucrurile altfel. Poate era mai comod pentru invitatul meu să nu treacă prin această emoție, să vină la televiziune, dar vrea să schimbe lucrurile acolo la Călan, să vrea să facă ceva diferit și uite că până și această barieră vrea să o sară. Vom ajunge, dragii mei, să-l cunoaștem foarte bine, pentru că asta se întâmplă în campania electorală, care n-a început încă,
dar va începe la luna viitoare și probabil fiecare candidat o să vină în fața dumneavoastră să vă spună clar care sunt planurile. Din ce am înțeles eu, din ce mi-a spus acum două minute invitatul meu, cred că are o listă cu doleanțele cetățenilor pe care le-ați notat și eu probabil o să le punctați de fiecare dată. Pentru că asta spui când ideile cetățenilor. Au venit cetățenii la dumneavoastră de când ați zis da, să spunem, da la primărie, că de căsătorit aflăm imediat când s-a căsătorit, a spus da, da, nu la... Așa. După ce ați spus da și ați zis vin, da, alături de echipa AUR și vreau să candidez, v-au oprit oamenii pe stradă. Așa cum eu am văzut acolo, am fost la fața locului, pot să confirm, oamenii efectiv aveau ceva de spus, oamenii aveau să ne spună nouă ceva, dar și primarului, adică domnului de lângă mine, invitatul, nu sunt primar, știți? Urmează să candidez, dar nu sunt primar. Primarul se hotărăște în 9 iunie. Dar am văzut că oamenii vin către dumneavoastră, am văzut cu ochii mei. Toate ideile acelea, asta vreați să ne spuneți, toate ideile acelor oameni vreți să le duceți în fața Consiliului Local. Că oamenii trebuie să înțeleagă. Sunt niște etape, adică candidatul, primarul, când va ajunge în funcție, trebuie să le ducă în fața Consiliului Local, că nu hotărăște primarul. Da. Aveți acolo o sumedenie de oameni lângă dumneavoastră, se numesc consilieri locali. Da. Cred. Astăzi echipa dumneavoastră cu care bateți străzile, cartierele, satele. Cum e echipa dumneavoastră? Înainte de a vă povesti despre echipă, aș vrea să fac niște clarificări ca să fie lucrurile foarte clare ca lumina zile pentru toată lumea. Eu sunt de vreo 8 ani în politică. Am avut o parte foarte scurtă în care am fost, de la momentul la care am fost directorul băncii din Călan, am fost abordat de PSD și am avut o trecere scurtă pe acolo în care mi-am dat seama că cu acea formațiune politică nu rezonez și ar trebui să... Cât ați stat la PSD? Nici nu prea am contorizat, adică câteva luni și fără să fiu implicat, să zic, în vreo funcție de conducere sau ceva, un simplu membru acolo la Călan, după care am simțit că eu fiind și o persoană cu spirit antreprenorial, întreprinzător, mai degrabă mi s-ar potrivi ideologia PNL-ului și am acceptat să merg în echipa PNL, oferindu-mi se la momentul respectiv această oportunitate și lucrurile chiar au mers bine, cel puțin în primii 4 ani, de la momentul la care eu am fost acolo, lucrurile au mers, au evoluat, însă în ultima perioadă, simt că se întâmplă o stagnare și nu am mai putut să-mi aduc aportul la modul la care eu mi-aș fi dorit. Haideți să luăm perpedes, așa încet, pe jos. Nu mergem până la Călan, stați liniștiți. Dumneavoastră sunteți consilier local sau ați fost consilier local ales din partea unui partid, da? Da. Am înțeles bine, da? Da. Partidul Național Liberal. Da. Deci în 2020, să înțeleg. În 2020, da? În 2020 ați mers pe listele Partidului Național Liberal ca și consilier local. Da. Am înțeles. Cred că și telespectatorii mei. În primii ani v-ați potrivit, să spunem, echipei din care faceți parte, ați simțit că sunteți primiți cu bine și că ideile dumneavoastră sunt luate în considerare. V-ați dat un pas în spate în momentul în care ați simțit că ideile dumneavoastră nu mai sunt neapărat îmbrățișate de colegii dumneavoastră de partid? Nu neapărat că m-am dat un pas în spate. Din echipa aceea, am spus. Da, nu sunt persoana care să dau înapoi, însă am făcut un pas în lateral, fiindcă multe lucruri pe care eu mi le-am propus și aș fi vrut să le expun și le-am expus conducerii actuale a PNL-ului, nu au rezonat cu modul lor de lucru. Și atunci... Erau ideile dumneavoastră sau ideile pe care le-ați expus veneau de la oamenii care
fiecare consilier local, la fiecare primărie, are o porțiune, nu? Pe da, care aparține, da, da, cumva, ar trebui să se întâlnească cu cetățenii destul de des. Deci, dumneavoastră, ideile nu vă erau, nu erau ale dumneavoastră, nu v-ați trezit dumneavoastră, am o idee și uite, nu mă susțin colegii. Problemele, situațiile, ideile veneau de la cetățenii cu care vă întâlneați, presupun. Da, normal, tot timpul am ținut, am luat în considerare părerea oamenilor și cu asta am încercat să merg mai departe, să încerc să construiesc lucrurile pentru ei, ca să ne fie mai bine acolo în comunitatea noastră. Dar am simțit că nu primesc sprijinul PNL și atunci normal că la un moment dat am simțit oarecare dezamăgire eu cu mine, fiind acolo consilier local PNL, că nu evoluăm și nu putem să facem exact ceea ce își doresc oamenii. Nu avem o secție de urgență permanentă, nu avem o casă de cultură în care să putem să desfășurăm activități cu copiii orașului, lucruri care se întâmplă în alte localități, cum e Orăștie, cum e Hațe, cum este Deva. Astea sunt doar două dintre problemele pe care le-am identificat și asupra cărora puteam să intervenim foarte ferm și puteam lua decizii încât să le rezolvăm. Dar e posibil la un moment dat să fi și deranjat prin dorința mea arzătoare să fac anumite lucruri și faptul că n-am reușit să mă impun pe subiectele respective, m-a făcut să mă trag în lateral și la un moment dat să iau decizia de a părăsi PNL. Faptul că am părăsit PNL-ul m-a făcut să trec la un alt partid, la Partidul AUR, formațiune din care fac parte astăzi, unde primesc libertatea de care am nevoie să mă desfășor și să pot creiona un program coerent și complet pentru orașul Călan. Și ne întoarcem la echipă. Pentru că, da, e un vis să spui, m-am hotărât să candidez, m-am hotărât să rezolv probleme, m-am hotărât să... Dar aveți nevoie de o echipă. Ați găsit oamenii cu care credeți că veți putea să vă duceți la îndeplinire visele, dorințele, realizările, că toți vrem să realizăm ceva, că până la urmă noastră ați demonstrat și o să ne întoarcem la subiect și în cadrul unei instituții financiare la care ați lucrat. Acum sunteți, lucrați în cadrul unei instituții de stat. Pe unde ați trecut, n-ați trecut așa chiar nebăgat în seamă, că v-ați făcut treaba. Da. Și o să povestim imediat. Știu de la o prietenă că ați avut o afacere, un magazin încă la un an de zile și că ați fost alături de soția. Totuși să știți că e căsătorit și are un copil. Haideți să vedem dacă mai știe. Da. Cum îl cheamă? Da, am o fetiță de 8 ani, de care sunt foarte mândru, Rebecca, pe care a trebuit să o duc la Palatul Copiilor în Deva să facă tot felul de activități. Rebecca are un program poate uneori chiar mai încărcat decât mine. Într-o zi face canto, într-o zi face pian, într-o zi face ceramică, într-o zi face engleză și chiar sunt mândru de ea că rezistă în vâltoarea asta a numeroaselor activități și mi-aș dori ca toate lucrurile astea se poată face și în Călan. Și repet, lucrurile n-ar fi foarte complicat de realizat încât să se aducă o secție a Palatului Copiilor la Călan. Există o astfel de secție și în Hațeg și în Orăștie. Și în Hunedoara. Și în Hunedoara. Și referitor la partea de echipă, vin cu o echipă, pe unii i-am identificat eu personal, alții au venit ei înspre mine, aflând de candidatura mea, la fel și se întâmplă și în rândul oamenilor care vin când au auzit că intru în această competiție, vin în fiecare zi, vine cineva spre noi. Am specialiști din absolut fiecare domeniu.
Însă lucrurile merg pe două paliere. Există echipa Consiliului Local și echipa din primărie. Eu ce aș vrea să aduc și să facem parte de primărie, având în vedere că în ultimii trei ani m-am ocupat cu fondurile europene, aș vrea să facem o echipă performantă pe fonduri europene. Pentru acolo, că lucrați în prezent, lucrați, da. Aveți serviciu într-o instituție a statului care se ocupă cu așa ceva. Cu așa ceva. Ca să înțeleagă, da, da. De câți ani lucrați cu fonduri europene? Păi de trei ani de zile fac parte a asta și chiar am învățat foarte multe lucruri și sunt convins că s-ar putea foarte bine aplica și la Călan. Și vă doriți să aduceți experiența dumneavoastră în ce înseamnă absorpția de fonduri europene și pentru cetățenii din Călan și satele de lângă Călan, că până, da, la urmă nu e doar Călan. Câte sate aveți în... Sunt 12 sate aparținătoare și o stradă, strada Crișeni, dar e tot un sat până la urmă. Deci 13. Ce mai e prin Călanul de jos? Pe jos prin Călan? Păi avem parcul industrial. Așa. Care iarăși e o, nu știu, o piatră care mie stă pe suflet și sunt convins că și cetățenilor orașului. La momentul de față aflăm că parcul ar fi ocupat undeva la 75%. Ei bine, dacă arunci o privire grosomodo, mie nu mi se pare că ar fi ocupat la 75% și cred că acolo chiar mai e loc să vină și firme mai mari care să facă ceva. Chiar suntem într-o discuție și chiar o să aduc personal investitorul în perioada de campanie. Sunt într-o discuție cu un investitor chinez care vrea să facă o fabrică tot de cablaj la Călan și le promit oamenilor că o să-l aduc personal în campania electorală să facem o conferință de presă în care respectivul investitor își asumă că vine să investească la Călan, indiferent dacă va fi sau nu Mateoi primar. Dar cu atât mai mult, dacă voi ajunge primar, lucrurile probabil se vor desfășura cu altă dinamică. Aveți forță de muncă la Călan? Da, este forță de muncă în Călan. În fiecare dimineață pleacă autobuzele spre Orăștie, spre Băcia, spre Deva, spre Hațeg. Și părerea mea e că toți oamenii aceștia ar trebui să aibă posibilitatea să lucreze în orașul Călan și timpul pe care îl petrec pe navetă să poată să și-l petreacă mai bine alături de familie sau mai bine să facă anumite activități de recreere, activități plăcute care să le încarce bateria pentru a doua zi. Deci este forță de muncă în Călan, însă putem lucra și putem avea o dinamică mult mai accentuată pe atragerea de investitori. Cu siguranță că investitorii nu vor veni singuri, noi va trebui să mergem înspre ei și cred că putem face asta. Adică e doar chestiunea de dorință și de a valorifica potențialul pe care îl avem, referitor la parc, în primul rând mă refer. Încercăm să mai rupem din amintirile invitatului meu și să vedem dacă mai știe de emoții, dragii mei. Câți ani ați lucrat într-o instituție bancară? Că aveți totuși o experiență în ce privește banul. Ați cumva o pregătire când am început să povestim experiența din bancă cu fondurile europene, cumva parcă știați așa că urmează să vă doriți să administrați o primărie, să spunem, dincolo de lucru cu oamenii, că ajungem și la bucata cu magazinul, că nu-l lăsăm, trebuie să-mi povestesc care-i povestea cu magazinul și câte afaceri, că am avut mai multe prin Călan. Câți ani ați stat în bancă și pe ce funcție ați fost? Da, experiența mea bancară a început acum vreo 13 ani. Am început absolut de la cel mai de jos nivel în bancă. Nu se poate, n-aveți cum. Da. Un pic și mai sus.
De la ghișeu, da. Presupun, ziceți, cel mai jos. Da, am că început de la ghișeu, exact, de la ghișeu, am fost casier. E portarul și femeia de servici, nu cred că ați început de acolo. Deci da. De la ghișeu, ca să înțeleagă. Am început de la partea de casier, după aceea mi s-a oferit oportunitatea să trec pe vânzări de credite. În urma rezultatelor foarte bune pe care le-am avut pe vânzări, am avut ocazia să merg pe poziția de director de bancă. Prima poziție de director pe care am ocupat a fost la banca din Călan. Ce vreau să vă spun e faptul că am dus și renumele orașului Călan până la Viena. Am avut niște rezultate extraordinare cu echipa ce o aveam eu acolo la Călan și am ajuns să fim premiați de Erste Bank, de președintele Erste Bank, Andreea Streichel, ca prima bancă în anul 2011, ca și performanță în România. Și asta e o premieră pe care o spun, poate fi verificată, deci nu bat câmpii. Deci numele Călanului s-a dus până la Viena. Viena. Da. Și vorbim de o multinațională, dragii mei, și să ne înțelegem că invitatul meu poate n-a explicat credite vândute. Acum, acolo nu se vinde, că noi nu înțelegem așa. Te duci la bancă, faci un împrumut. Ce-o fi vândut omul ăsta la bancă? Nu ești premiat la numărul de credite neapărat pe care îl faci. Ești premiat în momentul în care descoperi necesitățile clienților, a oamenilor care trec pragul băncii și tu identifici, îl ajuți pe om să ia banii de la bancă, să-și facă o casă, să-și ia o mașină, Doamne ferește, în caz de boală, și să-i oferi un credit în așa fel încât omul respectiv să-l poată și plăti. Pentru că degeaba luna asta ai realizat 100 de credite vândute, adică a făcut 100 de dosare de împrumut, dacă oamenii nu și-ar fi plătit ratele, dragii mei, la timp, da. Și n-ar fi fost corecți și agentul de vânzări din bancă, agentul de credite în cazul nostru, ca să înțeleagă toată lumea, n-ar fi identificat nevoile clienților corect, omul nu și-ar fi putut plăti banca și atunci domnul aici de față, invitatul meu, n-ar fi ajuns la Viena. Și aici aș avea creditele neperformante. Greșesc cu ceva? Foarte adevărat. Unde greșesc, să mă corectați. Da. Deci, în general, oamenii pe care i-am creditat, că tot vorbeam de comunitatea Călan, au fost oameni buni, platnici, care și-au plătit la timp ratele și n-am avut nicio problemă de genul ăsta pe portofoliul de neperformante, cum în alte zone exact, poate s-a era. S-a întâmplat și se știe și cunoaștem problema. Ne-am dus la banca, am cerut 5.000. Bă, ce-or fi fost ei, euro sau lei? Bun, ok, creditorul ți-a spus, pot să-ți dau 7, dar nu puteai plăti 7 și atunci tu te-ai bucurat pe moment, iar pe urmă ai ajuns la necaz. Da. Și ca să vinem așa, aici cu o completare, să fie iarăși foarte clar pentru toată așa lumea, la momentul la care eram director de bancă, nu făceam politică, nu am ajuns să fiu director de bancă prin prisma nici politicii. Nici nu are nicio legătură, e o multinațională. Din potrivă, la momentul la care am ajuns să ocup o astfel de poziție, oarecum au sărit ofertele în jurul meu să intru în politică. Lucru pe care l-am făcut, dar nu l-am făcut din ideea de a câștiga eu mai mult. Am făcut-o pentru a mă implica în societatea în care trăiesc, în comunitatea în care locuiesc, și efectiv ca să ajut oamenii, că până la urmă și ideea cu banca, mulți consideră băncile niște cămătari cu acte, dar eu o privesc și prin prisma faptului că poți să-ți atingi anumite obiective cu ajutorul băncii și eu personal, absolut ce am făcut la viața mea și am ajuns să adun niște lucruri, le-am făcut prin credite, prin bani puși deoparte într-un depozit bancar pe care i-am folosit ulterior pentru investițiile ce le-am făcut și acum ajungem și la partea de afaceri. Am un spirit întreprinzător și prima afacere pe care am gândit-o împreună cu soția mea nu a fost ceva extraordinar, dar am avut un magazin de haine în zona Bradului, lângă Brutăria Bârceanu. Și eram foarte mândri de afacerea noastră, eram cel puțin soția, Paula era permanent acolo, lua contact cu oamenii, aduceam marfă,
Chiar a fost o activitate foarte frumoasă, care la un moment dat s-a stopat, fiindcă am mers pe un alt tip de investiție, și anume am început un business cu cabine foto și mergeam cu cabinele foto la absolut toate evenimentele ce cele se desfășurau. Cele mai frumoase evenimente, că atunci da. Te cheamă omul să-i faci poze. Nuntă, botez, majorat, zi de naștere, nu știu, acolo, cele mai importante momente din viața Da, oamenilor. Am participat alături de oameni la cele mai frumoase momente din viața lor. Ați creat amintiri. Am creat amintiri foarte, foarte frumoase, da. Până la un punct, fiindcă trebuie să ne adaptăm, piața se readaptează. Corect. Dacă am o calitate aceea de a mă adapta la timpuri, și între timp am găsit oarecum dintr-o chestiune personală, am investit într-o casă lângă o comună de lângă Călan, o casă veche bătrânească, unde ne place foarte mult nouă în primul rând să ne petrecem timpul, și din chestiunea asta poate a ieșit și o mică afacere, dar în primul rând am gândit-o pentru noi, să fie momentul nostru, de locul nostru de relaxare, oaza noastră de liniște. În ce sat? În satul Cioclovina, comuna Boșorod. Este o zonă foarte frumoasă, cu o istorie. Și aveți acolo o pensiune, ceva? Avem o cabană pe care o închiriem în sistem Airbnb. Am înțeles. Adică lucrăm doar prin platforma Airbnb. Și chiar avem, cum să zic eu, nu, clienți, beneficiari din toată lumea asta. Am avut și din Franța, și din Italia, și din Spania. Ce frumos! Da, oamenii vin, se relaxează. Înseamnă că la sfârșit de săptămână, că azi e vineri, petreceți timp cu familia, sunteți acolo la... Weekendul ăsta nu o să petrecem timpul cu familia acolo, fiindcă chiar avem niște niște clienți din Franța. A, ce frumos! Acum 2 zile am fost de am cosit. Deci e un business de familie, noi ne ocupăm și cu treaba asta. Adică dumneavoastră cosiți? Da, eu fac partea de asta, cum să zic, de tehnic, de muncă fizică, și soția face partea de vânzări. Partea de vânzări o face, ea ține legătura cu clienții. Data viitoare veniți cu soția la emisiune. Băi, cred că ar fi mai bine, că cred tot că timpul găsesc în ea un echilibru și... E m-ar ajuta foarte mult. Ce da. Frumos, foarte frumos. Să salutăm pe doamna Paula. Și nu se știe când ne întâlnim la undale dimineții, cred că după alegeri poate facem o emisiune de familie să ne povestiți, indiferent de rezultat. Eu aș vrea să facem o emisiune și să ne povestiți aventura 2024. Da. Da? Da. Rămâne registrat? Rămâne registrat, o facem. Cuvântul-i cuvânt. Da. Rămânem, dragii mei, încă în atmosfera familiei. Încet, încet se obișnuiește și renunță să mai aibă emoții, că își dă seama că până la urmă sunt lucruri pe care le știe foarte bine și le iubește. Doar că batele se le bate camere de la vedere. Dacă afacerea cu foto, tot aia e, orică e cameră de la vedere, că e foto. Ce a spus mama și tata, nu acum, prima dată. Știm, am înțeles de la începutul emisiunii că ați vrut să îi faceți mândri de dumneavoastră și că pentru că ați intrat undeva acolo, aproape de linia de finish, ați terminat facultatea foarte aproape de linia de sus a Crilei, primii 10. Ce au spus părinții dumneavoastră când v-ați hotărât să faceți primul pas în politică? Eu aș zice ce au spus când m-am hotărât să fac primul pas spre a candida. Și o să fiu foarte sincer, la început nu m-au încurajat foarte mult, deși am tot sprijinul lor în momentul de față, dar mi-au spus: mă, copile, tu tot ce ai făcut în viața ta ai făcut pe puterile tale, pe munca ta, pe truda ta. Și acum îți dai seama că o să vină unul și altul și o să spună că nu-s meritele tale, o să arunce cu noroi pe tine, pe familia ta, te expui prea tare. Sunt conștient de toate lucrurile astea și ne-am pregătit pentru
pentru ele, adică am pregătit-o și pe Paula să se aștepte la absolut orice, dar atât timp cât ele nu sunt adevărate, pe mine personal nu mă afectează. Eu știu ce tip de om sunt, știu că sunt un om corect, știu că intru în competiția asta ca să fac ceva pentru cei din jurul meu, fiindcă eu personal, credeți-mă, eu și familia mea avem absolut tot ce ne trebuie, dar am simțit tot timpul atracția asta vis-a-vis de oamenii orașului Călan și de comunitatea de acolo, că poate de multe ori am avut ocazia să plec cu serviciu să mă duc în zona de București, în zona de Cluj, în zona de Timișoara. Dar am ales să rămân aici, aproape de Călan. Și în Cluj, vorba aceea, în primul exact. 10, într-o facultate atât de grea, da. Puteați să rămâneți în Cluj. O perioadă chiar am lucrat în domeniul bancar, am lucrat pe 4 județe, pe calitatea servirii în unitățile băncii respective, pe Hunedoara, Caraș, Timiș și Arad. Și chiar puteam să rămân în zona respectivă. Dar am ales să vin tot timpul aici, înapoi, acasă. La da. Călan. Pentru mine, acasă este la Strei Săcel. Strei Săcel. Da. Frumos. Foarte frumos spus. Ce v-ați dori, de exemplu, am o întrebare pentru cei care candidează exact la egal la care funcție și sunt părinți. Ce v-ați dori pentru copilul dumneavoastră? E o întrebare care mă emoționează și mai tare. Mi-aș dori să fie fericit. Și fericirea să fie fericire pe care o vede prin ochii lui. Nu prin ochii mei, ai părintelui, nu prin ochii bunicilor, ci să simtă ceea ce simte el în a fi fericit. Nu neapărat că primește o regulă de la mine, că uite, asta înseamnă să fii fericit sau cealaltă, să fie el. Cred că în momentul în care ești tu și poți să te manifesti așa cum ești tu, natural, în elementul tău, să fii în elementul tău, atunci poți să fii fericit. Ați fost un copil fericit? Da, eu zic că am fost un copil fericit, nu mi-a lipsit absolut nimic, nu am fost nici genul să fiu un îmbuibat, să am mai mult decât... Am avut cât era necesar și chiar am fost și sunt o persoană fericită. Aia nu înseamnă că... Nu m-am lovit și de provocările vieții, dar tot timpul am încercat din orice provocare să învăț și să cresc. Și cred că și asta va fi o provocare, că uite, deja suntem pe finalul emisiunii, încep și eu să îmi depășesc partea de emoții și chiar începe să-mi placă. Deci deja de-abia aștept următoarea ca să iasă mult mai bine. Scăpați. Ce gust are fericirea? Un gust dulce. Am sigură. Toți cei care sunt fericiți spun că iubesc dulciurile și că fericirea este dulce. Așa este. Eu confirm. Poate că alții simt altceva. Rosie, bună dimineața! Ai fost așa cu minte și tăcut în această dimineață, n-ai zis nimic. Sunt tare curioasă să ne spună ce face în weekend. Pleci la Cluj, nu? Așa, da, da, știam eu. La concurs de pian pleacă Rosi cu Lions-ul, așa cum știm cu toții. Deci Rosi nu are liber, se duce să muncească. Bine, munca nu e o provocare pentru Rosi, e o pasiune pentru Rosi, știm cu toții asta. Câte minute mai avem, Rosi, din emisiune? 5 minute. Acele 5 minute de foc, de final, care sunt cele mai grele, dar... Ce ați schimba dacă ați avea mașina timpului, să spunem? Eu mereu am această întrebare pentru invitații mei hotărâți așa să fac schimbări în societatea în care noi trăim. Dacă ați avea mașina timpului, eu nu vorbesc de politică de data aceasta, orice, politică, viața personală, copilărie. Dacă ați avea mașina timpului și puterea să o folosiți, ce ați schimbat în trecutul dumneavoastră? Sau ați schimbat ceva? Da, da. E o întrebare foarte bună la care nu m-am gândit, fiindcă dacă aș schimba, n-aș mai fi eu. Adică toate lucrurile pe care le-am trăit, probabil așa a trebuit să se întâmple,
să fie în viața mea, din fiecare lucru pe care l-am trăit am învățat și nu cred că ar fi chestiuni pe care aș vrea, poate aș vrea să readuc înapoi persoanele dragi pe care le-am pierdut în decursul timpului, bunicii pe care nu mai am lângă mine, persoane față de care am fost apropiat și nu mai sunt, asta poate mi-aș dori să schimb, dar referitor la ce am făcut, cum am făcut, modul în care m-am desfășurat eu în acești 38 de ani, cred că m-au creionat și m-au creat caracterul care sunt astăzi. Un om sensibil, după cum se vede, un om care chiar vrea să facă bine și, apropo de fericire, chiar vreau să văd oamenii în jurul meu că simt fericirea pe care cel puțin o simt și eu. Și sper să reușesc să o și transmit. Care sunt pasiunile lui Flavius Matei? Bun, sunt convinsă că are o sumedenie. Dar care sunt pasiunile? Știți, în momentul în care ajungi într-o funcție, chiar și director, da? Ca să nu spunem într-o funcție politică, cât ați fost director, presupun că munca de director pentru a putea face performanță a presupus mai puțin timp liber. Da. Care era pasiunea pe care tânjați să... nu mi-am luat liber, vreau să fac pescuit, fotbal, nu știu. Da. Păi, probabil, de la momentul la care m-am căsătorit și mai ales la momentul la care a venit și un copil, prima pasiune pentru mine e familia. Familie în centrul căreia mă simt extraordinar, acolo îmi găsesc starea de echilibru. Îmi place să-mi petrec timp cu familia, să mergem să ne plimbăm, chiar duminică am fost acum, sunt niște lebede în satul în care locuiesc, în Străisăcel, sunt niște lebede care au stat și peste iarnă și acum sunt acolo în floarea lor și foarte fain să le vezi. Plimbările în natură, fotbalul, poate înainte de căsătorie și de a avea un copil, aveam partea asta cu fotbalul, da. Prefer familia înainte de... Deși încerc să am un echilibru, adică îmi găsesc și timpul meu să mai merg la câte un fotbal, să... Nu știu, diverse pasiuni normale. N-am ceva deosebit de expus, să zic. Și întrebarea de care era teamă că cu ea o să încep, cu ea o să încheiem această emisiune, dragii mei. Pentru că era atipică. Fiind prima, am încercat să... Nu facem lucrurile așa cum se fac, pentru că am vrut să-l aduc în fața dumneavoastră cu acea emoție pe care o are în momentul în care camerele au pornit. Dincolo de camere e mult mai degajat, mult mai liniștit, mult mai carismatic decât a fost în această dimineață. Iar cei din Călan îl cunosc. Am văzut asta cu ochii mei. Așa, după 50 de minute în care ne-am permis, cu acordul dumneavoastră, bineînțeles, să călătorim așa în copilărie și prin viața dumneavoastră, ne-am băgat așa cu papuci, cu bocanci, cum spun eu. Cine e de fapt Flavius Matei? Da, Flavius Matei e un om simplu, un om care a muncit pentru ceea ce a realizat, un om corect, un om adaptabil și care s-a adaptat tot timpul la vremuri și la ceea ce a fost în viața lui și un om care, cel puțin la momentul de față, vis-a-vis și de candidatura mea, vrea să se pună în slujba oamenilor. Ca să fiu scurt, succint și la obiect, ăsta e Flavius Matei. Dragii mei, cam asta a fost în această dimineață de vineri. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Mai cu greu, așa. Da, mulțumesc. Ați acceptat-o, dar până la urmă a venit. A fost, nu știu, tragem concluzia. Cum a fost la emisiune? Da, într-adevăr a fost foarte ok,
s-au simțit probabil și emoțiile, dar mă gândesc că am reușit să transmit oamenilor emoțiile mele pozitive. E prima emisiune la care particip în viața mea și sper să mai vină și altele. Cu siguranță ne vom mai întâlni cu domnia sa, pentru că va începe campania electorală, pentru că toate acele idei, cum le spune domnia sa, toate acele situații, că eu nu vreau să le spunem probleme cu care cetățenii, pe care cetățenii le-au dus către candidatul la funcția de primar a orașului Călan din partea Alianței Aur. Dragii mei, toate acelea vor fi puse la masa discuțiilor în cele 30 de zile de campanie și probabil și în precampanie. Dar probabil acolo va fi mult mai sigur pe domnia sa, va fi probabil mult mai dur, pentru că acolo deja știe cu siguranță ce își dorește pentru oamenii din urbea domniei sale. Îi mulțumesc încă o dată. Sper să ne revedem curând aici la Hunedoara TV și la Tale Dimineții probabil după 9 iunie, că ne-a promis. Ne luăm la revedere, dragii mei, așa cum ne luăm în fiecare dimineață. Și ce să zic, vă doresc să aveți o săptămână... Au, că am greșit. N-am greșit. Urmează azi vineri. Dragii mei, nu puteam să nu facem și o bâlbă până la final. O să avem un weekend minunat, o să avem un sfârșit de săptămână cu soare în suflet, asta e sigur, pentru că toți cei care ne întâlnim în fiecare dimineață aici la Tale Dimineții, eu știu că iubim, eu știu că avem sufletele curate, toți telespectatorii mei care mă urmăresc știu că eu împărtășesc cu domniile sale iubirea. Eu îi iubesc și ei mă iubesc și îmi transmit acea energie pozitivă, acea căldură sufletească care vine de la suflete, din suflete frumoase. Eu îmi iau la revedere și vă urez să aveți pace în suflet, vă doresc să aveți parte de oameni frumoși și minunați în jurul dumneavoastră. Știți, am învățat de la invitatul de astăzi ceea ce eu spun de foarte multe ori. Dăruiește și vei primi același lucru înapoi. Dăruiți iubire și veți primi iubire. Dăruiți pace și veți primi pace. Până luni dimineața, eu mă la revedere și vă spun din tot sufletul. Vă iubesc!